Bine v-am regăsit! Ediția de astăzi o dedicăm bogăției spirituale a țării noastre. Mai exact, ne dorim să readucem în prim plan valoarea unui simbol des întâlnit pe meleagurile noastre și care diferă de la o zonă la alta. Dacă reprezentările sunt diferite, simbolistica însă este aceeași. Vorbim despre troiță, despre ceea ce reprezintă în primul rând din punct de vedere duhovnicesc, dar și folcloric. Dincolo de diversitatea culturală, troița rămâne în primul rând o valoroasă mărturisire de credință ortodoxă. Descoperiți mai multe despre acest subiect în noul reportaj Secvențe Trinitas. Pe meleagurile pitorești ale României te îmbie nu doar frumusețea spectaculoasă a creației divine, ci și a valoroaselor mărturisiri ale dragostei pentru păstrarea dreptei credințe pe care acest popor le-a favorit. Regăsim adesea astăzi pe cele mai înalte culmi, cruci de mari dimensiuni de metal, vizibile de la mare depărtare, iar datorită surselor de lumină chiar și la ceas de noapte. Pentru vizitatorii străini, ele sunt cu siguranță o dovadă imediată a credinței acestui neam. Pe lângă aceste forme simple și moderne, troița a avut de-a lungul timpului diferite reprezentări și forme. O bogăție a artei tradiționale a țăranului român, care a sculptat în lemn sau în piatră credința și nădejdea lui. În mod evident, troițele reprezintă simboluri ale credinței, ale valorilor spirituale și morale ale poporului român. Pentru că la noi troițele sunt în general cruciforme și crucea este cel mai cunoscut simbol al creștinismului. Aceasta pentru că pe o cruce Hristos Domnul a arătat cât de mult Dumnezeu iubește lumea. Nicio altă biserică nu se referă în viața sa liturgică, sacramentală, mai mult decât ortodoxia, la puterea sfintei și de viață făcătoarei cruci. Și tot așa, nicio altă biserică nu folosește mai mult decât biserica ortodoxă simbolul sau semnul crucii, pentru că Sfânta Cruce este semnul iubirii lui Hristos mai tare decât păcatul și decât moartea. Prin smerenia crucii, prin răstignirea pe cruce, Hristos a biruit păcatul, a biruit mândria și răutatea demonilor. În cruce sunt ascunse lumina și bucuria învierii. De aceea noi, în fiecare duminică, cântăm la otrenie: iată, prin cruce a venit bucurie la toată lumea. Numărul foarte mare de cruci și troițe care umplu drumurile satelor și localităților noastre vădesc cinstirea deosebită pe care a acordat-o mereu poporul român principalului semn creștin. Mulți călători străini care au vizitat țările române de-a lungul istoriei au mărturisit adeseori uimirea de a vedea pe drumurile țării noastre atât de multe troițe, mai multe decât în alte părți ale lumii. Din totdeauna i-a avut, ca și biserica, rolul de mărturie a credinței și, bineînțeles, și prin reprezentările picturale sau sculpturale pe care le cuprinde pe ea, totdeauna au demonstrat acest lucru, pentru că, din punct de vedere tematic, avem fie răstignirea Mântuitorului, care este jertfa supremă, fie reprezentări ale Fecioarei cu pruncul, avem apoi dezvoltările care pe centru au răstignirea și apoi ierarhiile cerești, heruvimii, serafimii sunt acolo. Amintindu-ne de pictorul român Horia Bernea, care ne îndemna să iubim țăranul român căci este purtătorul crucii, ne amintim și de trecutul încercat al jertfei pentru apărarea credinței. Mărturie stau peste veacuri troițele ridicate de înaintașii noștri. În trecut, troița era ca o biserică miniatură. Când țăranii români, mai ales în zonele expuse invaziilor străine, așa cum a fost Țara Românească de-a lungul istoriei, având graniță directă pe Dunăre cu Imperiul Otoman, și atunci nu aveau mijloacele necesare, nici timpul pentru construirea unei biserici, atunci credincioșii ridicau o troiță. Astfel, troița era un substitut al bisericii, iar slujbele religioase erau oficiate de multe ori lângă troițe.
De aceea, cunoscutul istoric Nicolae Iorga a putut spune că pe timpurile mai vechi, până și bisericile de lemn erau foarte rare și atunci în jurul unei astfel de cruci, a unei astfel de troițe, se făcea toată slujba comunității. Troița sau crucea înlocuia biserica, o rezuma în ceea ce aceasta avea mai caracteristic. Cele mai vechi troițe se păstrează în județul Buzău și datează din perioada precreștină și de la începutul creștinismului. Simbolistica este însă legată tot de legătura profanului cu sacru. Troițele, în general, pe care, după cum bine spui, le întâlnim în foarte multe locuri, mai ales frecvența lor foarte mare este în zona colinară a Carpaților Meridionali, e vorba de Buzău, de Dâmbovița, de Vâlcea, de Gorj, de Mehedinți, dar în această formulă și cu această titulatură de se găsesc în această zonă. Troițele, dacă respectăm din punct de vedere etimologic, reprezintă Trinitatea. Dar în variantele mult mai vechi, de o arhaicitate cu totul specială, locurile trebuiau, mai ales cele care erau locuite, să fie marcate în sens sacru. Sacralitatea însemna, prin anumite simboluri, prin anumite elemente, să fie marcat perimetrul locuibil pentru a fi apărat de rău, de forțele ostile și în felul acesta comunitățile umane, satele, dacă vreți, se protejau prin acest simbol care asigura statornicia vieții și, bineînțeles, rotnicia câmpurilor. Troițele, care în vechime nu aveau forma de cruce, ele erau ca niște stâlpi care tronau în intrarea și ieșirea din sat, tronau de asemenea la răspântii. De regulă de piatră sau de lemn, troițele atât de variate ca structură și formă artistică poartă și denumiri diferite în funcție de zonă. Cruci la răscruci în nordul Moldovei, răstigniri în Maramureș, icoane în Vâlcea, rugi în Ținutul Pădurenilor, cruci în Transilvania și Oltenia. Indiferent de ce denumire sau reprezentare ar avea, în toate troițele tradiționale se observă simplitatea țăranului român. Vom găsi reprezentări de un arhaism extraordinar care amintește de formula antropomorfă chiar. Sunt pe Valea Mureșului, în zona Ribiței, Crișciorului, asemenea prezențe în zona Țebea, în care de astă dată se dezvoltă crucea. Mai ales pietrarii din această zonă din Transilvania au făcut asemenea cruci foarte înalte cioplite în piatră. Interesant este că troițele sau crucile, cum se numesc în Transilvania, le găsim și în Maramureș, le găsim și în Bucovina și în Banat, ele nu lipsesc de nicăieri, protejând și acum comunitățile, exact în sensul străvechi al simbolisticii, de toate calamitățile, de toate necazurile. Și atunci o să vedem că vatra satului este protejată, dar protejăm și culturile. Și avem acele cruci, acele troițe ridicate în zona cultivată sau rugile, cum se mai numesc ele, în Ținutul Pădurenilor, intrând din Hunedoara către Banat, pentru a putea să existe acolo un străjer, spun oamenii. Pentru că prin forța divină culturile sunt protejate, iar de obicei la Sânt Ziene se fac slujbe speciale acolo pentru a putea să facă Dumnezeu minunea rodului și împlinirii rodniciei pământului. Din totdeauna viața țăranului român a fost conectată la divinitate, la credință. Întreaga sa existență, de la naștere până la moarte, era raportată la sacralitate. Așadar, și spațiul în care viețuia trebuia să aibă însemnele credinței sale, iar Troița este unul dintre acestea. Dacă ne gândim la zona aceasta de sud a țării, trebuie să spunem că formele sunt extraordinar de diversificate, mai ales Gorjul și Mehedințiul ajung să aibă un tip de troiță care este ca o gratie. Semnul crucii propriu-zise este multiplicat prin semnul pristolnicului. Mai trebuie să spunem că avem și crucile îngemânate, cele de la Buzău, care dintr-un singur trunchi pornesc deodată trei cruci. Sunt extraordinar de reprezentative și de expresive.
Trebuie să spunem un lucru, că pentru noi românii, Troița este, dacă vreți, în unele regiuni, un fel de biserică. Este Troița dezvoltată, cum e în Vâlcea, de exemplu, la Fețeni avem și în Muzeul Satului un exemplu. Este Troița iconostas, pe care tot suprafața amplu dezvoltată este cu reprezentări picturale conform canonului bizantin și acolo oamenii care poate nu aveau în biserică, în comunitatea, în satul lor, răspândit pe culmile dealurilor, se rugau și se închinau la aceste troițe. Aceste troițe, sigur, sunt foarte rare în momentul de față în sate, dar și în ziua de astăzi întâlnim asemenea monumente pe care oamenii le îngrijesc și le primenesc, spun ei, în sensul curățirii, uneori al repictărilor, pentru a fi de fiecare dată cât mai vizibile și există un fel de comuniune, dacă vreți, între ceea ce oamenii cred și felul în care arată semnul credinței lor. Și locul în care ele s-au ridicat nu este unul întâmplător. La intersecții de drumuri, la hotare, la fântâni, omul se însoțea în permanență cu binele, știind că doar așa va putea la rândul lui înfăptui buna rânduială. Troița se ridică întotdeauna lângă sursele de apă, la fântâni, la izvoare, la cișmele, pentru că ea trebuie să protejeze sursa vitală a existenței, apa. Troița este de asemenea, dacă ne gândim, cumva un fel de sfetnic al omului, pentru că acolo, mai ales în comunitățile îndepărtate, oamenii care plecau cu diferite treburi la drum, cum se spune, poposeau și se rugau și de aceea le întâlnim pe marginea drumului. Aduc în prim plan Troița ca mărturie de credință, dar și ca pavăză împotriva răului care se putea manifesta. Deci Troița însoțește viața. Dacă mănăstirile și bisericile românești vechi sunt legate de numele unor domnitori sau boieri, majoritatea troițelor din spațiul rural sunt expresia vieții anonime a satelor, ne relevă cercetările lui Ernest Bernea. Realitatea aceasta am regăsit-o și noi, nu departe de București. În satul Zurbaua din județul Ilfov, locuitorii se pot mândri cu respectul pe care îl au nu doar față de cele sfinte, ci și față de înaintașii zonei. Au trei troițe ridicate în comunitate, fiecare cu istoria și jertfa sa. Cea mai veche dintre ele datează din secolul al XIX-lea. Ridicată inițial lângă o fântână, la intersecție de drumuri, sculptată în piatră, de mici dimensiuni, troița rămâne până astăzi pavăză și binecuvântare pentru toți. Biserica este din anul 1862, iar ctitorii bisericii au lăsat spre pomenire, spre amintire, o troiță la intersecție, unde au ctitorit și o fântână. Era obiceiul în vremea aceea ca la răscruci să fie o troiță spre închinare și o fântână unde oamenii să poată să se oprească, să bea apă rece, lucru rar o fântână în vremurile acelea. Fântâna nu mai este, dar a rămas troița. Și fiind un monument pe care și oamenii l-au prețuit și care a intrat și în mentalitatea colectivă, în mentalitatea comunității, pentru că fiind la principala intersecție cu toții când trec, se închină și aduc aminte de Dumnezeu, trec și prin fața bisericii și se închină și atunci această mentalitate în care Dumnezeu este prezent la fiecare pas, rămâne vie în mintea oamenilor. Am văzut că e și stația de autobuz acolo. Da, într-adevăr, este așezată foarte frumos pentru începutul și sfârșitul zilei, atunci când oamenii pleacă către lucru și când se întorc de la lucru, cer ajutorul lui Dumnezeu și mulțumesc pentru ziua care a trecut. Niciodată nu trec pe lângă biserică sau pe lângă o troiță fără să-mi fac o Sfântă Cruce. Crucea, o biruință asupra diavolului, ne amintește de credința noastră ortodoxă. Este o troiță tradițională, sculptată în piatră, este o piatră de calcar. Ce am reușit cu ajutorul unor credincioși care sunt apropiați bisericii noastre, să-i oferim și un acoperământ frumos pentru a rămâne pe mai departe mărturie
pentru jertfa ctitorilor și a celor care au fost alături de biserică. E și mai vizibilă acum de când are acest amplasament. Da, este și mai vizibilă ca un lucru de pomenit. Când am pus acest nou acoperământ al Troiței, am pus și o lumină. Și fiind stația de autobuz, spre seară, când veneau oamenii, se închinau încă din autobuz văzând-o. Depinde de fiecare locație în sine, cum și încearcă să-și protejeze istoria și, cel puțin la noi, în cazul nostru, bătrânii care au pus umărul și au construit această biserică. De-aia am și ocrotit-o și închis-o și i-am trecut pe toți acolo, toți cei care au contribuit, au ridicat biserica cândva odată. Vă amintește de jertfa lor? Da, bineînțeles. De credința puternică pe care ei au avut-o. Da, bineînțeles, și de chinul și de munca lor care au făcut. A doua troiță este în mijlocul satului și este din lemn. Este făcută de o familie de tineri din Evlavie ca o jertfă pentru Dumnezeu, pentru ca cei care trec să-și amintească de faptul că suntem creștini și că trebuie să ne raportăm la Dumnezeu în fiecare clipă a vieții. A treia a fost ridicată de către o familie în urma trecerii la Domnul a tânărului lor nepot. O jertfă adusă pentru mântuirea sufletului său. Crucea acolo tot noi am făcut-o și asta e memoria copilului. A trecut, ia 8-le ani de când a trecut. Și pentru credință, zis. Troițele sunt nu doar mărturisiri de credință, ci și un bun prilej de a-i aminti omului de cele duhovnicești. Când trece pe lângă o troiță, orice credincios își face semnul Sfintei Cruci și înalță o rugăciune către Bunul Dumnezeu, Maica Domnului sau Sfinții reprezentați iconografic. Mai ales că e și lângă biserică, când trecem înspre biserică, ne închinăm la o troiță. Am văzut că ați trecut pe lângă troiță și ați făcut închinăciuni chiar. Da, bineînțeles, că așa fac mereu, de câte ori trec, așa trebuie. Așa ne-a învățat și pe noi părinții, bunicii. Am chiar una vis-a-vis de mine și când pot și am timp, merg și aprind tămâie, merg și aprind candele. Iar faptul că avem troițe și că cineva s-a gândit să facă troițele acestea, e pentru noi, tânăra generație, să zic așa, și pentru copiii noștri, un bun exemplu. Pentru că să-i mulțumim Dumnezeu pentru tot ce face pentru noi tot timpul și că ne ține viață și că suntem sănătoși. Mai reprezentăm și noi un pic tradiția ortodoxă. Foarte des întâlnite în țara noastră, troițele se regăsesc și în alte popoare sau culturi. În țările occidentale, în special în cele catolice, întrucât neoprotestanții și protestanții în general nu aduc cinstire Sfintei Cruci, s-a cultivat mai ales arta reprezentării sculpturale monumentale a statuilor, statuia Mântuitorului Hristos sau a Fecioarei Maria. Este foarte cunoscută de asemenea, la nivel universal, arta crucilor de piatră din Armenia. Simbolul și măiestria artistică a acestor cruci de piatră, numite Hagikar, figurează pe lista patrimoniului cultural UNESCO. În Grecia, prin analogie cu troițele sau crucele de la noi, există candilachia, care marchează și însoțesc drumurile din localitățile grecești. Acestea sunt mici construcții care pot fi diferite de la o regiune la alta, dar care, în general, sunt realizate sub formă de bisericuță, mai mici sau mai mari. Și la Muntele Athos sunt, de asemenea, unele cruci de dimensiuni mai mari, unele realizate din metal, care străjuiesc anumite înălțimi sau marchează locul unor așezări, a unor chilii monahale. Mai sunt și acum popoare sau țări care au cruci afișate pe drumurile lor, sunt cruci pe steagurile unor țări. Românii, care nu au fost un popor cruciat, au știut totuși să apere Sfânta Cruce, uneori cu multă suferință, cu multă jertfă de-a lungul istoriei. Poporul român este un popor al crucii. Crucea este atot prezentă în istoria poporului român, a artei, a culturii românești. Să sperăm că și acum, în această perioadă, crucea își va păstra semnul ei de reper spiritual și duhovnicesc pentru poporul român, care s-a definit în istorie prin asumarea crucii, de la vlădică până la opincă, cum spunem noi, de la țăran până la oștean, de la monah până la cleric, tot omul a cinstit semnul Sfintei Cruci.
Trebuie așadar și noi să cultivăm această tradiție a troițelor, a crucilor, cu grijă însă ca noile troițe să fie confecționate cu același bun gust ca troițele din vechime. O bogăție spirituală a țării noastre care trebuie nu doar să ne facă și pe noi responsabili față de jertfa înaintașilor în apărarea dreptei credințe, ci mai cu seamă demni în curajul mărturisirii. Jertfa pe crucea Mântuitorului să ne fie întărire în asumarea și purtarea propriei cruci, conștienți fiind că doar așa mergem pe drumul izbăvirii.